Bună ziua, vă mulțumim că ați acceptat să ne acordați acest interviu. Vă rugăm pentru început să ne faceți o scurtă prezentare. Mă numesc Olteanu Cosmin, așa am 48 de ani, sunt din Urlați, Prahova, sunt administratorul firmei Oltina din Urlați, care se ocupă cu mărărit panificație, mai nou se ocupă și cu comerț de cereale. Sunt membru columbofil al clubului Urlați, înțelegi, și din 1979 și până în prezent. Și de cât timp vă ocupați cu porumbei? Tot din anul 1979 mă ocup cu porumbei, de 39 de ani. Am înțeles. Spuneți-ne, vă rog, ce linii dețineți în prezent? De porumbei? Da. Janssen, Van Loon, Paș, Arden, Stichelbaut, Van Van Roy. Cum îi concurați? Porumbei concurez la Văduvie. La Văduvie? Și pui la natural, pui de joc pe cuib, pe cuib, pe odihnitori. Care este linia sau familia de porumbei care v-a adus cele mai mari satisfacții? Van Loon, porumbei Van Loon. Vă rugăm să ne dați câteva detalii despre porumbei performeri din anul acesta și să ne descrieți în câteva cuvinte cum i-ați pregătit pentru etapele la care s-au evidențiat. Anul acesta am o porumbiță cu seria 16484, care se trage dintr-o femelă scoasă la mine dintr-un porumbel olimpic și o campioană națională, împerecheată cu un mascul de Lambrecht, așa, care are 3 frați, toți cu super rezultate, dar ea are în 10 concursuri 37 de puncte la categoria AS, deci cu peste 3000 de kilometri. A jucat 14 concursuri în total, le-a clasat pe toate 14. Este record cu acest punctaj la această categorie. Vă rugăm să ne dați câteva detalii despre rezultatele crescătoriei în general de anul acesta. Anul acesta rezultatele sunt bune și foarte bune și la cui am început foarte bine. Se vede un pic de schimbare. Au fost câțiva ani cu ceva probleme de sănătate, poate și de management. Dar anul ăsta este spre bine. Am schimbat un pic, să zicem, partea managerială la crescătorie. Înțelegi? Și să vedem. Se simte. Vă rugăm să ne dați detalii despre programul dumneavoastră de la începutul sezonului și până la final. Înainte de sezon, cu o lună de zile, tratez porumbei de tricomonoză coccidioză. Încep în etape, după care cu salmonelă, E. coli și apoi căile respiratorii, după care începem sezonul. După fiecare concurs, porumbeii primesc produse, bal pentru tricomonoză, bal pentru căile respiratorii, bal pentru salmonelă, bal naturiste. Când împerecheați porumbeii, ce tratamente folosiți și cum le administrați? Fac tratamentele de iarnă, înțeles? Începem cu viermi, cu tricomonoză, coccidioză, salmonelă, vaccin de salmonelă și paramyxoviroz. Și câte zile durează fiecare tratament? Aici, în fiecare an, nu sunt constant în aceste tratamente. Deci, de obicei, anul ăsta vreau să fac între 10 și 14 zile la salmonelă, 5 zile la tricomonoză. Am înțeles. Și 5 zile respiratorii. Bun. Nu înseamnă că și anul trecut am făcut la fel. Mai schimb. Înaintea unei etape speciale, cum pregătiți porumbeii? Toate etapele speciale și pentru fiecare stăm și îi pregătim ca să câștigăm. Nu tot timpul ne și ies. Toate sunt speciale. Și aveți un program special pe care îl urmați? Sau... Văduvie. Jucăm văduvie și... Extra motivație? Da, anul ăsta da, cu extra motivație, cu antrenamente mai multe, cu alt tip de hrănire, cu mâncare mai energizantă și mai grasă. Am schimbat un pic anul ăsta, înțeles? Și sper în continuare că se vede că e în bine. Puteți să ne spuneți ce produse folosiți pentru a condiționa porumbeii? Folosim produse de la firma Romfrit, Chess Pharma, Belgica de Fert, DAC și alte produse. Așa. Ați folosit anul acesta produse noi care v-au și impresionat?
Dacă ne puteți da câteva detalii, o scurtă descriere? Am folosit de la firma Acest doxiciclină, care a fost foarte, foarte bună, și alte produse de la firma Romprit și de la DAC. Pentru salmonele, pentru căi respiratorii. Bun, dacă ar fi să recomandați un produs nou, care ar fi acest produs? Un produs nou? Caucaban. Caucaban? Caucaban. Și puteți să astăzi l-am folosit, după 10 ani, l-am folosit anul acesta. Și cred că este un efect. Spuneți-ne și cum folosiți caucaban. De 3-4-5 ori pe săptămână. L-aș folosi și în fiecare zi, dar tot avem tendința să dăm și alte produse. De fapt, este un chefir, un probiotic. Foarte, foarte bun. Ce sfaturi ați da unui începător? Dacă s-ar apuca de porumbei, da. Să-și ia porumbei puțin, puțin de paloare, înțelegi? Și porumbei de viteză de mifont. Până nu știi să joci viteză de mifont, nu o să câștigi pont și maraton. Domnule Olteanu, vă mulțumim mult pentru acest interviu și vă dorim mult succes în continuare. Pentru puțin și eu vă mulțumesc.